Bun găsit, dragi prieteni! Pentru că mulți dintre voi care ați urmărit episodul 5 al Confesiunilor din Grădina Sălbatică mi-ați cerut mai multe informații despre sămânța de urzică, m-am gândit să fac un video dedicat acestui subiect. Înainte de toate, vreau să subliniez faptul că nu sunt nici fitoterapeut, nici specialist în gastronomie cu plante sălbatice. Sunt și eu la început și mă documentez din mai multe surse, de la oameni cu mai multă experiență decât mine. Așa că vă îndemn să nu vă opriți la acest video și să continuați cercetarea. Iar dacă știți mai multe informații decât pot eu să vă ofer, vă rog să mi le împărtășiți și mie într-un comentariu. Revenind la semințele de urzică, timpul potrivit pentru a le culege sunt lunile septembrie și octombrie, mai devreme sau mai târziu, în funcție de zona în care vă aflați. Atunci când mergeți la cules, vă puteți aștepta să găsiți două feluri de plante de urzică. Sunt plantele mascul și plantele femelă, și doar cele femelă sunt potrivite pentru cules. Plantele mascul au niște semințe mult mai mici, sunt mai firave, se și scutură foarte repede, deci oricum nu prea ați avea ce să culegeți. În schimb, plantele feminine au semințe multe, au inflorescențe bogate și acestea sunt potrivite. Puteți găsi și plante femele cu sămânța uscată, dar acestea se scutură foarte, foarte ușor. Nu știu să vă spun dacă există o diferență de valoare nutritivă între semințele uscate și cele verzi, dar așa am văzut că procedează și alții culegători. Le culeg pe acestea verzi și le lasă la uscat. Din punct de vedere terapeutic, nutritiv, semințele de urzică au aceleași proprietăți ca restul plantei. Deci sunt bune pentru tratarea anemiei, pentru remineralizarea organismului, pentru întărirea imunității și cu siguranță mai au și alte beneficii, însă acestea sunt cele mai cunoscute. Ca mod de preparare, așa cum spuneam și în episodul 5 al Confesiunilor, semințele așa verzi se lasă la uscat, după care se pot scutura, se desprind frecându-le ușor cu degetele și apoi se pun la depozitat. Atunci când pregătesc semințele pentru uscat, înlătur mai întâi frunzele, ca să-mi vină mai ușor ulterior să scutur semințele. Iar dacă sunt în stare bună, le păstrez și le usuc separat pentru ceai. Aici am semințele uscate. Eu le-am uscat mai repede în deshidrator. Cred că își păstrează și mai bine proprietățile dacă sunt uscate mai repede. Dar dacă, mai ales dacă este cald, le puteți usca și așa în aer liber. Ca să desprindeți semințele, pur și simplu frecați între degete inflorescențele și semințele se scutură. Gata, am terminat de desprins semințele. Acum mai aleg frunzulițe sau tulpini codițe care s-au rupt. Mă pot folosi și de o sită cu ochiurile mai mari, pentru că mai sunt și resturi mai mărunte care sunt greu de ales cu mâna. Gata cu semințele de urzică. Le folosesc în stare crudă, presărându-le în salate, peste cartofi fierți, natur, piure, în sosuri, cam peste tot pe unde se poate presăra verdeață, de exemplu, puteți adăuga și semințe de urzică. Se pot pune și în aluaturi sau, eu știu, omletă, deci se pot găti, dar își mai pierd din proprietăți.
Și atunci eu prefer să le folosesc doar așa, în stare crudă. Sper că v-a fost de folos acest video și dacă mai aveți întrebări, scrieți-mi în comentarii. Sau dacă aveți ceva de completat, poate mie mi-a scăpat ceva. Să aveți o zi frumoasă în continuare și aveți grijă de sănătatea voastră! Are semințele mai